Imagini inedite din Parlament, într-un alt context, ele n-ar fi spus nimic. Dar îl vedeți aici în imagini, cu spatele la cameră, pe Ludovic Orban, stă de vorbă cu liderul AUR. Imediat îl veți vedea pe Ludovic Orban stând de vorbă cu cei de la USR. Iată-l pe Ionuț Moșteanu. Ce s-ar fi putut întâmpla acolo? Despre ce s-ar fi putut discuta dacă a fost vorba despre o negociere? Aici Ludovic Orban, cel puțin în această imagine, pare destul de gânditor. Detaliem, comentăm împreună cu invitații noștri mai târziu în jurnal. Acum în studioul Digi24 este prim vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Ați auzit și dumneavoastră, sunteți acuzați, dumneavoastră, PSD, că ați făcut un pact cu PNL. Există pactul ăsta? Evident că nu. Dacă îmi dați voie un minut, am să încerc să detaliez. Știți, câțiva ani PSD-ul a fost în poziția în care a încasat de la cele două partide, PNL și USR, care erau împreună și aveau această, să zicem, politică de a lovi în Partidul Social Democrat. De multe ori, pe bună dreptate, nu vreau să intru în amănunte, dar dacă vreți să le detaliem. Pe de altă parte, ăștia doi care... Cele două partide care au avut această tactică au făcut această coaliție, până la urmă, noi o spunem o coaliție a pierzătorilor, pentru că PSD-ul a fost pe primul loc la alegerile prezidențiale. Acum ne aflăm în situația în care cei doi care erau, să spunem, coechipieri în lupta cu adversarul, PSD-ul, au început să se bată între ei și așteaptă de la PSD să rezolve cearta dintre PSD, dintre PNL și USR. Cam în această situație suntem. Dacă vreți, mergem mai departe. Să spunem că noi am fi mers așa, deși USR-ul nu ne-a consultat o secundă pe moțiunea de cenzură. Noi am ieșit primii, chiar eu am făcut o conferință de presă la Parlament, joi, dacă nu mă înșel, și am spus, noi avem 157 de semnături, acesta este textul moțiunii pe care vi-l propunem, așteptăm semnale de la dumneavoastră, să-l discutăm, poate aveți anumite modificări și să mergem să depunem acest text al moțiunii. N-am avut niciun fel de semnal din partea celor de la USR Plus. Mai mult decât atât, vineri, fără niciun fel de consultare, au depus această moțiune de cenzură împreună cu AUR. Așteptând de la noi să luăm poziția de drept și să ne încolonăm în spatele acțiunii pe care au făcut-o cei de la USR și AUR. Scuzați-mă, eu cred că totuși politica în acest moment, sau tot timpul, că nu numai în acest moment, înseamnă dialog. Dacă cei de la USR doreau să treacă în opoziție, cel puțin trebuiau să aibă un dialog cu noi, cei din opoziție, să, dacă vreți, să ne armonizăm mișcările. Nu poți să vii, să ai pretenția că, da, facem o moțiune de cenzură în care vorbim despre o singură persoană, Florin Câțu, nu vorbim despre... Care dumneavoastră nu vă e drag. Deloc. Bun, deci deloc. Ajută. Deloc. Vă servește. Deloc. Și atunci, ei vorbesc despre o singură persoană, nu vorbesc că au fost și ei până la urmă la guvernare în acești doi ani. Sau să zicem un an USR-ul. Guvernul de dreapta e de doi ani, că a fost un an și domnul Orban, uităm. Și așteaptă de la noi să ne băgăm în bătălia asta. M-ați întrebat de blat. Da. Dacă noi am fi făcut acest lucru, să mergem așa, încolonați frumos în spatele lor, fără să spunem nimic, păi nu eram pe blat cu ceilalți? Cu cei de la USR? Pentru, în cazul ăsta se întâmpla o manevră parlamentară cât se poate de transparentă și obișnuită, adică dumneavoastră ați fi susținut o moțiune depusă de altcineva. Da, dar noi susținem cu totul altceva. Că în acest an, Câțu n-a guvernat singur. Guvernat într-o coaliție. Adică sunt toți vinovați, asta spuneți. Exact. Pentru ceea ce dumneavoastră numiți... Exact. Numiți ce? O guvernare de care? Ce văd românii.
Văd că în fiecare zi au facturi mai scumpe la energie și lucrurile astea se vor înrăutăți în toamnă. Mai vedem ceva. Dincolo de rapoarte triumfaliste făcute azi de cei 5 sau 6 miniștri, vedem că ieri s-au aprobat încă două planuri de țară ale Cehiei și, dacă nu mă înșel, al Irlandei, deci s-a ajuns la 18 planuri de țară aprobate la Bruxelles, PNRR mă refer. Vedem că rămânem în urmă cu toate, vedem că agenda românilor e cu totul alta, mai vedem că pare că și criza sanitară dă semne că și această pandemie că scapă de sub control și avem un tablou care nu face bine nimănui în acest moment. Pe acest tablou mai apare și acest conflict politic între partidele de la guvernare. Noi când am mers în decembrie la Palatul Cotroceni, ca și câștigători ai alegerilor parlamentare, am mers cu un mandat foarte clar, cu o propunere de prim-ministru, dacă vă aduceți aminte, l-am propus pe domnul Alexandru Rafila și am propus un guvern de Uniune Națională cu prim-ministru de la PSD, legitimitatea noastră fiind dată de votul românilor care au clasat PSD-ul pe primul loc. Și ce v-a spus președintele? Nu, a dorit această coaliție a pierzătorilor, până la urmă. Să ne întoarcem puțin la acuzația asta că ați făcut blat cu PNL. Observați totuși că prin manevrele dumneavoastră ajutați PNL. Sau îl ajutați pe Florin Câțu să rămână în funcție. Știu această... sau vedem și noi această și retorică. Și vă convine? Nu, deloc. Vă convine că îl susțineți în funcție pe Florin Câțu? Noi vrem să plece toți. Am mai spus lucrul ăsta. Dar... Și ce faceți pentru asta? Anunțăm totodată de câteva zile și alt lucru. Că această păruială între PNL, scuzați-mi cuvântul, între PNL și USR... pe noi, nu ne interesează și nu vrem să intrăm în ea, să-și rezolve problemele. Tot acest discurs public, că ajutăm noi pe PNL sau dacă am fi semnat moțiunea celor de la USR și AUR, subliniez, USR și AUR, am fi făcut blat cu USR-ul, pornește de la altceva, de la faptul că au fost câteva birouri permanente reunite. Cred că de acolo e câteva toată... Câteva patru. Exact. Ultimul astăzi. Unul, vineri, noaptea, la ora 23, convocat. Eu la acela n-am fost. Sâmbătă am intrat. Dar aici n-ați făcut niciun secret. Dumneavoastră ați spus că nu v-ați dus pentru că nu vreți să puneți umărul la... sau să faceți pe arbitrii între USR și PNL. Și PNL. Mai subliniez ceva. Când le-ați spus celor de la USR că nu veți merge, că veți boicota birourile permanente? Spunem public acest lucru de câteva zile, doi. După ce ați anunțat, v-au bătut la ușă, v-au sunat deloc ca să negociați? Deloc. Deloc. Și pentru dumneavoastră ce înseamnă asta? Că vor să ne folosească, să folosească cel mai mare partid până la urmă din România, cu cel mai mare număr de parlamentari. Avem aproximativ, poate chiar un pic peste o treime de parlamentari din Cameră și din Senat, pentru a-și rezolva problemele lor în interiorul... Astăzi ați comentat inclusiv textul moțiunii. De guvernare. Textul moțiunii lor. Dacă ar fi venit la dumneavoastră să negociați... Dacă ați fi avut un text negociat, dar dacă moțiunea era inițiată de ei, n-aveau cum. Și cu dumneavoastră ar fi trebuit, pentru că n-aveau semnături. Deci, v-ar fi convenit să fie o moțiune USR-PSD? Mi-ar fi convenit. Un astfel de șantier ar fi putut exista? Ați fi fost de acord cu el? Ne dorim, într-un final, să vedem și pasul 2, domnul Prelipceanu, că... Din punctul nostru de vedere, în acest moment, pe orice scenariu pasul facem... Pasul 2, adică, ca de Câțu și păi ce urmează? Asta inclusiv, inclusiv azi când vorbim, având în vedere că totuși cred că au ieșit de la guvernare, deși am văzut diverse semnale astăzi, inclusiv de la doamna Dragu, președintele Senatului, că e doar așa, a fost... un protest, a spus doamna Dragă. Formă de protest. N-au ieșit de la guvernare. Totodată anunțuri asumate de către USR care spune și-au dat cei 6, dacă nu mă înșel, demisia, dar secretarii de stat, prefecții, subprefecții, șefii de companii, cei din Consiliul Național. Noi nu plecăm, că noi rămânem acolo. Adică noi ne dorim totuși, ok, suntem în această situație, în mod normal, dar
Nu știu ce mai e normal văzând alianța USR cu AUR, dar în mod normal suntem acum așa, domnul Câțu, mă gândesc că trebuie să ia act de demisiile celor șase, să le înainteze către Cotroceni. Cred. Să numească niște înlocuitori. În acel moment se schimbă compoziția politică a guvernului și conform Constituției este un termen maxim de 45 de zile în care Florin Câțu trebuie să vină în Parlament pentru un nou vot de încredere, pe care PSD-ul nu-l va da, ca să închidem subiectul. Vorbeam de pasul 2. Ok, Câțu în acest moment, Florin Câțu, premierul României, din punctul nostru de vedere, e picat. În orice calcule facem. Mi-ar interesa aceste discuții, că așa se poartă, să vedem care-i pasul 2. Ce se întâmplă după ce Florin Câțu pleacă? Adică există un program de guvernare USR cu AUR? Că dacă au făcut o moțiune comună, mă gândesc că e și pasul 2 ăsta la alt. Vor să discute și cu noi lucrul ăsta? Suntem deschiși. Și lucrul ăsta îl spunem de fiecare sunteți dată. Sunteți deschiși unei discuții? Unei discuții despre România și despre pasul 2. Unei coaliții USR, AUR, PSD? Nu, nu, nu. Noi credem că în acest moment cea mai bună cale pe care putem să o luăm, fiindcă altfel intrăm doar în soluții de moment. E să mergem, știu că e o premieră în România, știu că sunt destul de greu de făcut aceste lucruri, alegeri anticipate. Să știți că de fiecare dată poporul are dreptate. Și când se ceartă toată clasa politică, pentru că asta este imaginea de azi a României, trebuie să te întorci la popor. Nu văd altă soluție, domnule Prelipceanu. Ăsta ar fi pasul al treilea. Adică vine premierul Câțu cu noua structură politică a guvernului, care nu la va avea vot de investitură, nu-l primește. Vine, nu, PSD-ul nu votează. Vine și a doua oară. Nu-l va primi. Vă așteptați ca în momentul acela USR să se răzgândească? Eu zic că da. Se vor răzgândi pentru că nu le va plăcea ideea anticipatelor? Păi nu, dar toate semnele de azi. Haideți, nu uităm un pic așa la tot ce s-a întâmplat. Doamna Dragu ne spune că doar, păi așa, o formă de protest a miniștilor. Totodată am văzut de la mai mulți reprezentanți de frunte ai USR Plus că ei nu vor să plece de tot de la guvernare. Aș vrea să citim tot acest bâlci, din păcate, este părerea mea, din perspectiva celor două congrese, domnule Prelipceanu, că nu e doar congresul de la PNL. Să nu uităm că la o săptămână, dacă nu mă înșel, după congresul PNL, cred că 30-31 septembrie și congresul USR Plus. Sigur că există reprezentanți de frunte ai USR-ului din acest moment care își doresc ca structurile din teritoriu să rămână pe loc, pentru că vorbim de voturi la congres. De aceea eu cred că după 30-31, când trece și congresul USR Plus, se vor reașeza la masă acești domni toți și vor reface coaliția de guvernare. Asta cu Florin Câțu, premier. Deci dumneavoastră spuneți că varianta unei moțiuni PSD, unde dumneavoastră să negociați cu cei de la USR, nu există în perioada asta. Păi, când noi de aproape o săptămână, joi a fost prima noastră ieșire publică, i-am invitat la dialog, pe textul moțiune, pe ce facem în pasul 2, ce vom face și pe România, pentru România. Haideți să vedem că lucrurile evoluează. Am văzut azi și e normal să fie prima știre în toate jurnalele, că euro e la 5 lei. E normal să fie așa, toate lucrurile se duc în jos și pe de altă parte avem o scenă politică, nu exclud PSD-ul din tot tablou, în care toată lumea se ceartă cu toată lumea. Nu e în regulă. Nu e în regulă. Și eu cred că lucrurile se vor așeza și se vor calma după ce se calmează sau trec cele două congrese.
și spuneți că se vor calma prin restrângerea relațiilor. Da, USR-ul va zice, da, domne, și noi am, așa revenim în... Cu Florin Câțu sau fără? Cu Florin Câțu. Cu Florin Câțu. Cu Florin Câțu. O variantă bună? N-am nici cel mai mic dubiu. O variantă bună? Nu. Noi toți spunem, iarăși, același lucru, că trebuie să plece toți. Toți. Și că trebuie să ne întoarcem la popor. Pentru că e doar un delay de poate o lună, două, trei, când va reizbucni altă criză. Și o ținem din criză. Vă aduceți aminte că undeva, cred că în mai sau aprilie, au fost primele semne odată cu Vlad Voiculescu. În care au găsit, să spunem, un numitor comun și au trecut mai departe. Acum, nu. Zic că până la urmă se vor reuni. Ce le răspundeți celor care spun ok, PSD-ul n-are niciun interes să ajungă acum la putere, n-are niciun interes să strice ce se întâmplă la putere, pentru că așteptarea în opoziție PSD-ului i-a făcut bine întotdeauna, se vede și în sondaje că îi face bine chiar și acum, la un an după alegeri. Orice partid serios își dorește să guverneze, nu să fie în opoziție. În momentul în care am intrat pe logica pe care a impus-o până la urmă președintele României prin această coaliție, deși noi v-am spus și v-am spus mai devreme mandatul cu care am mers noi atunci la Cotroceni, noi ne dorim să venim la guvernare prin alegeri. Prin alegeri. Cei care au format această coaliție a pierzătorilor trebuie să răspundă într-un fel. Nu răspund decât în fața românilor. Alegerile sunt singura soluție din punctul nostru de vedere în acest moment. Știu toată argumentația legată de greutatea de a ajunge la alegeri anticipate. În primul rând trebuie să fie toată lumea de acord. Cum aliniați atâtea planete, nu știe nimeni. Știu, dar vedeți altă soluție în acest moment, pentru că putem găsi soluții, dar doar așa, pe termen scurt. Se reîmpacă PNL-ul cu USR-ul după cele două congrese, până la următoarea criză. Și iarăși avem. Cred că trebuie să ne întoarcem la popor. Bun, și în ideea alegerilor, dacă e să ne uităm la sondaje, tot n-ați avea 50% plus 1 ca să guvernați singuri. Dumneavoastră PSD. Dumneavoastră presupun că pariați pe câștigarea alegerilor, adică cel mai mare număr de voturi, dar nu veți avea suficient ca să guvernați singuri. Și atunci? Știu. Dar ca să ne aducem aminte, cred că undeva în februarie 2020, vedeam de la cea mai înaltă tribună, până la urma României, de la Palatul Cotroceni, și mai departe susținut de către PNL acest lucru și nu doar, următoarea argumentație. În acel moment, adică în februarie, ianuarie 2020, se spunea că Parlamentul nu mai reprezintă voința românilor. Vă aduceți aminte? Și că avem nevoie de alegeri anticipate. Pe toate sondajele pe care le avem până acum, vedem un lucru. Că această coaliție, formată din toți trei, PNL, USR Plus, UDMR, nu mai face 50%. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că lucrurile s-au balansat în cu totul altă parte. Asta înseamnă ceea ce vor românii. Sigur, vorbim de sondaje. E o poză de moment, lucrurile pot să fie în evoluție. Bun, mă întorc la întrebarea mea. Vă rog. Dacă ar fi acum alegeri, apropo de sondajele despre care vorbiți și dumneavoastră, ce ați face? Care e soluția pentru a guverna? Cu cine ați face coaliție? Noi cred că am arătat în acest an, cel puțin, inclusiv prin acțiunile pe care le-am făcut în ultimele zile, că suntem deschiși la dialog. Am făcut invitație pentru toată lumea pentru a găsi o soluție de a ieși România din criză. Poate să existe și au existat de câteva ori guverne minoritare în Parlamentul României. Poate să existe inclusiv alianțe de alt tip. PSD-ul a mai guvernat cu susținere parlamentară, de exemplu, din partea UDMR. Am avut asemenea soluții. Totul e dat până la urmă și de rezultatul alegerilor și cât din Parlament reușești să strângi alături de tine. Dar un lucru e evident și îl mai spun o dată, că în acest moment, și eu cred că azi e și mai
accentuat acest trend, cele trei partide adunate nu mai fac 50%. Deci e evident că lucrurile s-au balansat în altă parte. Veți continua să boicotați birourile permanente? Vom continua, nu să boicotăm. Să știți că ieri am fost, toți. Toți cei 8, și asta cred că am uitat să spun, să știți că birourile permanente reunite au în componență 26 de membri. Cameră plus Senat. PSD-ul are 8 din 26. Doar 8. Restul 18 sunt alții. Ieri am fost. A început ședința și am reușit să facem un lucru, cred eu, important. Și anume să impunem pe ordinea de zi la punctul 1 la BPR un proiect de hotărâre prin care să se înființeze o comisie de anchetă legată de situația din energie, la care, și probabil că ați spus și dumneavoastră acest lucru, vrem să vedem cauzele pentru care s-a ajuns aici. Și aici trebuie să vină și Ministrul Energiei, și ANRE-ul, trebuie să vină și Consiliul Concurenței din punctul nostru de vedere, trebuie să vină și operatorii, domnule Prelipceanu, să vedem tabloul exact, astfel încât să se poată umbla la cauze. O primă acțiune am avut-o azi dimineață, de asemenea, în Parlament, unde am impus la prima oră schimbarea ordinii de zi și introducerea pe lista de vot final a legii consumatorului vulnerabil. Ceea ce e un lucru foarte bun, dar n-ajunge. N-ajunge pentru că nu vorbim doar de consumatorul casnic. Cine n-a venit ca să fie cvorum atunci când s-a discutat despre moțiune? Să revin la întrebare, îmi cer scuze. Am fost la început. Punctul 2, pe ordinea de zi de la BPR, moțiunea. În acel moment a început un circ incredibil în BPR și vă rog să stenogramele în mod normal trebuie să fie publice, între PNL și USR, o acuze, nu știu dacă sunt adevărate sau nu. Adică nu, noi nu suntem în postura cei de la PSD să spunem are PNL-ul dreptate sau are USR-ul. Și am anunțat cu toții, dom'le, noi ne băgăm în circul vostru, nu ne mai băgăm nici de acum încolo. Și atunci ați ieșit. Și am ieșit. Bun. A rămas quorum? A rămas quorum, pentru că quorumul este dat de 14. Fără PSD, BPR-ul e format din 18. Deci dacă nu suntem noi, există quorum în BPR. Și a rămas iarăși în coadă de pește, că nici când au rămas singuri n-au putut să facă voturile necesare. Sunteți de acord cu varianta lui Ludovic Orban, anunță guvernul, trimite veste la guvern că există moțiune și intră procedura pe rol? Domnule Leuceanu, nu sunt de acord. Nu sunteți de acord de ce? Și vă spun de ce. Domnul Ludovic Orban trebuia să trimită de vineri seara să facă asta la guvern. Să facă, și ar fi început procedura? Să anunțe guvernul că tocmai s-a depus la 9 seara o moțiune de cenzură a cui? Și acum de ce nu mai sunteți de acord? Păi nu sunt de acord cu ce-o făcut, că n-a respectat totuși niște termene și a încercat să dribleze anumite proceduri. Și azi a fost nevoit să trimită într-un final moțiunea să înștiințeze, că de fapt despre asta vorbim, să înștiințeze guvernul în mod oficial că a fost depusă o moțiune de cenzură la Parlament. La 4 zile după ce a fost depusă. La 4 zile, domnule Prelipceanu. Adică nu vreau să iau apărarea nimănui din cei care se află în arcul guvernamental. Nu ne interesează bătălia dintre Orban și Câțu și nici între Cioloș și Barna. Nu intrăm în acest circ al celor de la putere. Mulțumesc mult, Sorin Grindeanu, prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat în studioul Digi24.